Anul școlar 2011-2012 a debutat ieri cu mare fast. Directorii și profesorii au reușit să organizeze jocuri și programe pentru ca elevii să privească cu ochi buni începerea anului școlar. La școala gimnazială Simeon Bărnuțiu, directorul Maria Liupșa i-a primit pe elevii de clasa 1 cu baloane colorate și muzică.